Sportul este la el acasă în Comuna Dragu. Pe lângă competiția de oină, Sportul Național al Românilor, școala gimnazială numărul 1 din Dragu, organizează începând de anul trecut și o întrecere atletică, competiție ce se desfășoară sub sloganul Mișcare pentru fiecare. Ediția a doua a crosului mișcare pentru fiecare de la Dragu, concurs organizat de școala gimnazială numărul 1 Dragu, în parteneriat cu primăria Dragu, Consiliul Local Dragu, Poliția Dragu și Cabinetul Medical Dragu a adunat la start un număr impresionant de copii preșcolari și școlari. În cadrul evenimentului la ciclul preșcolar, copiii coordonați de educatoarele Lucia Bărlogeanu și Denisa Jecan, dar și de învățătoarea Mariana Huluban, au avut parte de activități specifice vârstei lor, iar la final s-a constituit un clasament atât la fete cât și la băieți. La categoria elevilor din ciclul primar și gimnazial, copiii s-au întrecut în cursele de cross de 600 de metri, respectiv 1200 de metri. În competiția feminină a copiilor din ciclu preșcolar, locul întâi a revenit Esterei Boca. Pe locul 2 s-a clasat Ana Groza, iar locul 3 a fost ocupat de Andreea Ielciu. Tot în competiția preșcolarilor la masculin, Sergiu Bugnar s-a clasat pe locul întâi Isaac Farcaș, pe locul 2 și Marius Lingurar pe locul 3, elevii din ciclul primar s-au întrecut pe distanța de 600 de metri. La feminin, curs a fost câștigată de Marcela Covaci, care a fost secundată de Eva Lăcătuș și Mădelina Lăcătuș. La masculin, curs a fost adjudecată de Traian Gabor, iar pe locurile 2 și 3 s-au clasat Daniel Colcer și Marcel Tivadar. Cele două curse de 1200 de metri ale elevilor din ciclul gimnazial au fost câștigate de Maria Gabor la feminin și duțul Lăcătuș la masculin. Pe locul 2 s-a clasat Gina Lingurar și Simon Zoltan, iar locul 3 a revenit lui Alice Miron și Darius Tivadar. Personal sunt foarte mulțumit, deoarece această ediție a crossului s-a bucurat de un real succes în rândul elevilor. Prin aceste activități încercăm să atragem cât mai multe persoane din localitate și nu numai spre sportul de masă. Pe viitor, personal îmi propun să implementez cât mai multe proiecte în domeniul sportului și sper ca dragul să devină un punct de reper pentru alte localități în acest domeniu. Aș dori să mulțumesc celor care au fost alături de mine și s-au implicat în organizare, profesorilor Mihai Nemes, Anda Veconirus și Angelica Lazar, respectiv educatoarelor Denisa Jecan și Lucia Bârlogeanu.